Manifestare emoționantă astăzi la sediul din Deva, Centrului Militar Județean Hunedoara. Conform tradiției, în fiecare an, în data de 29 aprilie, este marcată Ziua Veteranilor de Război. Manifestarea de la Deva a început cu prezentarea onorului, intonarea imnului național și săvârșirea slujbei religioase de pomenire a eroilor neamului, momente urmate apoi de alocuțiunile reprezentanților armatei române. Iunie 1941, la pat, porunca conducere țării de atunci, ostașii români au pornit la luptă pentru eliberarea de sub ocupația străină a străvechilor teritorii românești, Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herța și apoi Ardealul. Peste 800 de mii de eroi aveau să nu se mai întoarcă acasă la cei dragi din lungul drum de peste 6 mii de kilometri străbătuți prin lupte crâncene de glorioasă armată română în cea mai mare confruntare a tuturor timpurilor. Ziua Veteranilor de Război reprezintă un moment de suflet pentru armata României și mai ales un prilej de a reprezenta onorul celor ce au scris parte din istoria țării și instituției apărării. Apartenența și dragostea de patrie au fost izvorul izbânzii bravilor ostași. Mulți dintre ei și-au găsit odihna veșnică pe câmpurile de luptă, unii departe de țară și neamul pentru care au luptat. Numele multora s-au pierdut în negurea vremii, altele stau mărturie pe monumente. Însă renumele tuturor va dăinui în istoria națională. Jertfa pentru țară a ostașilor de ieri este valoarea perenă pe care s-a clădit spiritul de sacrificiu al militarilor de astăzi. Cu aceeași ocazie au transmis mesaje către veteranii de război și reprezentanții autorităților publice, județene și locale. Stimați veterani de război, vă transmit astăzi prețuirea și recunoștința pentru tot ce ați făcut pentru România, pentru generațiile care au urmat și pentru cele care vor urma. Ați servit patria sub flagurile tricolore, iar datoria de a-i apăra pe români v-a călăuzit și v-a însuplețit în anii grei ai războiului la care ați luat parte. Ați apărat demnitatea și integritatea națională, iar pentru toate acestea vă datorăm respectul și considerația noastră. Au trecut mulți ani de la război, dar în această perioadă ne-ați învățat ce înseamnă să-ți iubești țara și poporul român. Ne-ați învățat că fiecare dintre noi trebuie să transmitem copiilor noștri că a fi român este o onoare și a face totul pentru România să fie unită și puternică este o datorie. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvânteze. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, pentru a sărbători Ziua Veteranilor de Război. Îi omagiez pe cei care au apărat țara noastră și au crezut în crezul suprem. Este o recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Recunoștința mea se îndreaptă către cei care sunt astăzi alături de noi, dar și către cei care și-au dat viața pentru a apăra valorile naționale, libertatea națiunii române și care au construit pentru generațiile de astăzi o Românie puternică. La emoționanta manifestare de la Deva au luat parte și doi dintre cei 125 de veterani de război din județul Hunedoara, care mai sunt în viață, ambii apropiindu-se de venerabila vârstă de 100 de ani. Colonelul inginer în retragere Ioan Ciocan a rememorat clipele teribile petrecute pe front în aplauzele asistenței. A făcut parte din școala militară de la Radda și a fost tot timpul pe front cât a durat toate luptele în această perioadă. Și îmi pare bine că am scăpat, dar am trecut prin multe încercări și încercările care s-au bătut asupra mea mi-au adus rezultate bune și am avut nădejdea că voi trăi ani fericiți după război, când țara noastră va deveni liberă și independentă. Mulțumim, respect.
poate mai emoționat decât cei prezenți la manifestare, colonelul în retragere Roman Crainic a transmis un mesaj tinerei generații din partea veteranilor de război. Domnule colonel, respectul nostru, în ce perioadă și sub ce armă a servit patria? Sub detașamentul Păuriș. Numai din școala militară de la Radnă. Aveți aproape 100 de ani. Ce le transmiteți tinerilor generații? Da, mulțumesc să trăiesc dumneavoastră. În partea veteranilor de război. Mulțumim și multă sănătate. Mulțumesc. Și tot respect. Ziua veteranilor de război este marcată în România post-decembristă din anul 2008.